sigur nu am avut prea mult timp să editez, să mă gândesc așa, mă duc în Safir, am lucrat împreună cu socul, cu copiii noștri care ne au zis că ne vizitează la Timișoara și am zis, dom'le, dar ce mare curență trebuie să facă? Nu trebuie să fac o compunere. Dacă eram la școală, da, compunere, trebuia să strâng caiete, cărți, să văd ce să fac, cum poți spune. De fapt, povestesc câteva cuvinte din viața mea, din ceea ce Dumnezeu cu adevărat mă binecuvântă, mă ridică și îmi poartă de grijă slăvit să fie numele am o emisiune care îmi place foarte mult. Hai să spun, nu foarte mult, ca să nu pare că așa. Este o emisiune pe Discovery care se spune Arme născute din foc. Este o emisiune extraordinară în care oamenii din nimicuri, din bucăți de tablă, din bucăți de fier ucinite, culese din ce spat dosuri ale caselor, așa mai departe, le adună și concurenților care sunt forjori, le dau temă de casă să construiască o armă, dar nu numai să o facă ca și aspect, ci să o facă să fie funcțională. În primul rând, sigur, și aspectul contează, dar în primul rând contează funcționarea ei. Și îmi place cum pot să făurească acești oameni din rugină, din diferite metale, unele mai groase, altele mai subțiri, care zic, păi, asta ce să mai pot? Nu le arunci, zici, păi, poate și eu mai strâng la țară una alta, o bucată de fier, poate mi-ar fi bună, sudez o țeavă, fac ceva și așa. Și totuși, din aceste nimicuri care le arunci undeva, poate, cum spuneam, în spatele de casă, îți faci un lucru extraordinar. Și paralela aceasta cu aceste arme pe care le floresc acești oameni, într-un fel și nouă ne întâmpină viața, că Dumnezeu așa este, ne poartă pe munți, ne poartă și în vări, ne ridică iar, ne poartă și în vări. Și oamenii aceștia, după ce pregătesc materialul și îl bat în formă, îl încălzesc foarte bine, îl bagă la ciocanul pneumatic, îl lovesc, se schimbă culoarea, hai cu el înapoi în forjă, să-și aducă din nou calitățile lui, să facă lucrat, hai cu el înapoi la ciocan, până îl prelucrează, îl face frumos, lama respectivă, care vrea să facă o răsablă, un cuțit sau o altă obiect. După aceea vine etapa a doua, în care a reușit să-l întindă, să-l facă frumos, începe prima șlefuire, prima prelucrare, brută, partea brută. După aceea urmează partea de călire, în care intervine un moment important, în care arma respectivă trebuie să fie rezistentă din punct de vedere mecanic, dar și din punct de vedere al ascuțimilor, ca să poată tăia frumos și perfect. Și viața noastră este la fel. Vine cu tot felul de sfârșuri și coborâșuri. Dar ce este frumos este că Dumnezeu continuă să facă lucruri frumoase cu noi. În viața noastră au fost și vor fi și vor mai veni lucruri în aceste ale vieții care Dumnezeu va încerca să ne călească, să ne facă tot mai frumoși asemănător chipului Său. Nu este spre nenorocire, nu este spre distrugere, ci din potrivă. Spre a face sufletele noastre, caracterele noastre, tot mai asemănătoare cu Duhului Lui. Partea finală a acestor arme care se confecționează, prima dată, de obicei le testează mecanic, unde le lovește foarte puternic, ori sparg oase cu ele, sau obiecte tari, bucăți de tablă și așa mai departe. Iar după ce trece de testul acesta al rezistenței mecanice, cum spuneam, vine partea de ascuțime. Ce folos ar avea o armă care, dacă ar rezista, totuși, din punct de vedere al rezistenței mecanice, dacă nu taie. Nu-ți folosești la nimic o sabie, un cuțit, vrei să tai ceva, dacă nu mai bun de, nu mai are tăișul, nu mai are partea de ascuțimi, ascuțiști cum trebuie, n-are niciun rost, n-are niciun față. Și atunci, frumusețea este aceasta când acea armă, vezi cum poate despica niște bucăți de treste sau, știu, bucăți de
piele, de carne și așa de parte, într-un mod perfect, într-un mod minunat. Scopul acestei arme, ăsta este, să poată tăia, să-și poată face funcția care a fost construită. Laudat să fie Dumnezeu, am așa de multe lucruri pe care Dumnezeu mi le-a dus în viață, care mă șlefuiește și îmi poartă de grijă și îmi dă bucurii sfinte, minunate. Dar nu se datorează mie, mi se datorează Domnului nostru Iisus Hristos. Am trăit clipe minunate și azi dimineață și am trăit clipe minunate în casa Domnului. Am trăit clipe minunate și joi și vineri seara cu acel scurt al fratelui și cu adevărat, cu adevărat ce spunea fratele. Cititul cuvântului, rugăciunea și părtășea bisericii sunt indispensabile în viața lui creștin. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să continuăm să fim nelipsiți de la casa Domnului, să avem cuvântul, părtășia frățească și rugăciunea. Ar vrea să închei printr-un verset minunat din Luca 7, care spune: Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în continuare în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta în toate. Amin.